Sunt dați bun găsit la prima ediție Controverse 360, emisiunea în care explicăm, comentăm și discutăm despre cele mai importante evenimente ale momentului, alături de experți, încercăm să înțelegem exact ceea ce se întâmplă, care sunt implicațiile, care sunt perspectivele, desigur care sunt uh, controversele. Îi spun uh, bun găsit profesorului Mircea Coșa, invitat permanent al acestui uh, format, și lui Ilan Laufer uh, fost ministru și actualmente întors în antreprenoriat. Bun găsit, domnilor! Avem maximum 360 de secunde pe subiect în funcție de cât de clar și cât de repede le explicăm. Vom trece prin mai multe în ediția de 45 de minute de astăzi. Mergem la primul subiect de, de astăzi. Știm că BNR a majorat dobânda cheie la 6,25 pe an. O decizie pentru care... O decizie la care mulți dintre analiști nu se așteptau, se așteptau la 0,25-0,5 puncte procentuale, iată o creștere de 0,75 de puncte procentuale. Pentru mulți dintre cei care ne urmăresc sunt doar cifre, dar cu un impact major pe nivelul ratelor pe care îl plătesc, pentru că e un impact serios pe, pe dobândă. Domnule profesor, ce înseamnă pentru români decizia luată și din perspectiva contextului inflaționist pe care îl traversăm? Banca Națională trebuia să facă lucrul ăsta. Adică eu am fost un critic al băncii, dar trebuie să recunosc că trebuia să facă pentru că banca are un instrument care poate să utilizeze, politica monetară, adică dobânda, pentru inflație. Ea a mai ridicat dobânda, dar nu a reușit să facă mare lucru de dobândă, a crescut în continuare. Explicația mea este că banca nu poate de una singură să facă ceva în domeniul inflației dacă nu este sprijinită și de politica guvernamentală. Pentru că această inflație pe care o avem nu este bazată doar pe masa monetară. Este și o inflație structurală, o inflație importată, o inflație, să zicem, de tip global. Deci ar fi trebuit ca până la această dată guvernul să aibă niște măsuri coerente, a spune eu, foarte precise, în legătură cu unele aspecte care pot duce la o anumită atenuare a inflației. Nu zic eliminarea inflației, asta nu se poate cam dat. În domeniul energiei, în domeniul produselor agroalimentare, de bază, care au prețuri din cele ce mai mari. Însă, nu sunt foarte optimist în legătură cu ce a făcut banca acum. Pentru că momentul nu este bun. El vine pe o perioadă în care populația este foarte agasată de ceea ce se întâmplă din punct de vedere al prețurilor, al tarifelor, are foarte mult de pierdut și, în condițiile astea, o supra aglomerare a plăților la nivelul populației, poate să ducă la un fenomen pe care eu l-am prezentat deja, care se numește faliment personal. Adică anumite persoane nu vor mai putea să mai plătească rată. Asta este ceea ce se va putea întâmpla. Dar măcar ne va fi bine după o perioadă în care ne va fi rău, adică scăpăm de inflație, e singurul de instrument care ne poate scăpa de, de inflație. Deci, scăpa de, de inflație, după? nu vom scăpa mai devreme, după părerea mea, de un an, un an și ceva, și nu în sensul că va dispare, în sensul că ea va merge mai plat. Însă, în momentul de față, repet, nu sunt foarte optimist cu măsura băncii, pentru că ea are în momentul de față un, un aspect mai mult negativ decât pozitiv și ea atacă. Și lucrul ăsta nu-mi place deloc. Atacă o categorie a populației care până acum trebuia să fie protejată, clasa mijlocie. Cei care au luat credite în România nu sunt cei defavorizați cu 1000-2000 de lei pe lună, sunt cei din clasa mijlocie. Ei deodată intră într-o situație în care vor trebui să-și schimbe structura bugetului de familie. Dacă vor putea să facă, dacă nu, vor ajunge într-o situație în care nu vor mai plăti, iar așa, în extremis, se poate duce la pierderea garanții la credit, care de obicei în România este casă. Se putea face altceva, se putea uh, evita, cel puțin ca timing, momentul actual, trebuia făcut în alt moment, Ilan. Din punctul meu de vedere, uh, principalul factor al inflației în acest moment uh, are ca și cauză principală decizia luată de fostul uh, prim-ministru Ludovic Orban, atunci când a liberalizat piața energiei. Ni s-a promis că va fi o competiție, desigur, în piață, și noi, cetățenii, vom plăti mai puțin și vom avea facturi mai mici. Teoretic, asta a fost aceeași. Este europeană, generalizată? Nu are legătură. Noi puteam încă să avem piața energiei controlată la un anumit nivel. Chiar ne permitea și Uniunea Europeană să facem asta pentru o perioadă de încă 2 ani de zile. Cred că acela a fost un moment extrem de prost. În acest moment, pe lângă inflația care este generată la nivel mondial și european, la noi există o componentă majoră în prețul energiei. Și lucrul ăsta cred că a afectat foarte mult. Totuși, inflația noastră e aproape dublă față de media Uniunii Europene. Dacă discutăm de măsurile pe care le-a luat BNR-ul, este un instrument, este de fapt un. Un cuțit cu două teișuri. Pe de o parte, faci banul să fie mai scump, ceea ce înseamnă că valoarea lui, teoretic, crește atunci când există o dobândă mai mare și este mai greu de accesat, și asta înseamnă că se domolește oarecum fenomenul inflaționist, dar, în același timp, există partea nu doar a persoanelor fizice care vor fi afectate și vor avea rate mai mari, este și un impact major asupra economiei. Foarte multe companii din România, în acest moment, din cauza, pe de o parte, a creșterii costului de producție, fiindcă tot lanțul de producție s-a scumpit, plec de la prețul foarte crescut la energie electrică și la gaze, devin mai puțin competitive. Dacă peste acest lucru se adaugă și o dobândă care depășește 7-8% și o companie dorește să se împrumute ca să poată să genereze. Un turnover, și până la urmă din care să facă profit, devine din ce în ce mai greu pentru companiile românești, în principal, să fie profitabile în această piață, ținând cont de toți acești parametri. În concluzia deci, analizei tale, e bine sau e rău că acest lucru s-a întâmplat în contextul pe care îl traversăm? Uh, cred că este o măsură puțin disperată a BNR-ului să oprească inflația. Eu, din punct de vedere a inflației, sunt puțin mai optimist în sensul în care cred că din primăvara. Anului viitor ea va fi undeva sub pragul de 5-6%. Mulțumesc foarte mult. O altă temă foarte, foarte, foarte importantă, pentru că m-au și întrebat pe mine mulți ce se întâmplă de aici înainte pe fondul acestei devalorizări a pierderii puterii de cumpărare. Ce se facă? Să-și țină banii în euro, să-și țină banii în dolari, să-i păstreze în lei. Dar în primul și în primul rând, cred că putem înțelege mai bine acest lucru dacă înțelegem ce se întâmplă între leu, Dolar și euro prin perspectiva raportului dintre ultimele două euro și dolar cum vedeți raportul ilan cum vezi raportul cum vezi viitorul ce se întâmplă euro continuă să piardă e, nu vreau să te corectez a fost o corecție a euro față de dolar este o chestiune absolut normală în piață noi întotdeauna ne trezim mai târziu când mă refer la noi mă refer atât România cât și Uniunea Europeană. Dacă privim și ultima criză din 2008 în momentul în care Statele Unite deja luau măsuri clare pentru a ieși din criză Europa încă se gândea dacă ajunge criza cumva și pe la noi sau nu adică noi și în România cu atât mai noi târziu, în 2010 da. încă aveam real estate în floare când în America deja se vândeau la bucată la 15.000 de euro de dolari okay, și legătura cu, un cu apartament. Azi? Da este o legătură strânsă. În Statele Unite s-a luat un pachet de măsuri de către administrația Biden și a Congresului American împotriva inflației. Chiar așa se numește, un pachet de legi împotriva inflației. Iar una dintre măsuri a fost ridicarea de către Fed a dobândei la dolarul american. De aceea vedem o devalorizare atât de mare între dolar și euro. Astăzi. Dobânda la dolar a crescut destul de mult în comparație cu dobânda la euro, care este sub un procent. Discutăm de o dobândă de 4 ori mai mare. Prognoza la dolar. Prognoza ta cu privire la evoluția raportului? Cu siguranță el va tinde să se îndrepte spre ceea ce a fost în urmă cu 4-5 luni, când euro față de dolar era la 1,15-1,19, dar lucrul ăsta se va întâmpla doar în momentul în care Banca Centrală Europeană va decide să crească rata de dobândă la euro. În momentul ăia o să vedem foarte mulți bani care pleacă din dolar pe pieței și se întorc în euro, fiindcă vor avea o dobândă mai atractivă pentru investitori. Eu văd așa lucrurile, domnule profesor. Noi avem un război pe care America nu l-are. Avem o criză energetică pe care, în toată Europa, pe care americanii Scusi, nu nu au. Noi avem un război pe care America îl câștigă. Cu atât mai mult în raportul discuție despre euro și dolar. Da? Avem o criză energetică pe care americanii nu o au. La inflație, să spunem că e tot cam pe acolo, între zona euro și dolar. Avem o producție care stagnează mai mult în Europa decât în uh, uh, Statele Unite, și o criză alimentară care s-ar putea contura aici, dar de care americanii sunt foarte departe pentru că au această formă de independență. Adaug aici doar că America controlează comerțul internațional, ei controlează tehnologia, uh, pe piața datoriilor nimeni nu vrea un dolar slab, și aici mă refer atât la arab cât și la chinezi iar controlul militar e clar în zona Statelor Unite. Deci, din punctul meu de vedere, câștigătorul acestei lupte e dolarul, euro va pierde pe termen lung. Sunteți de acord cu această analiză? Da, și am și spus-o diferite, cu diferite ocazii. Sigur că sunt explicații monetariste, dar sunt și explicații care țin de actualul context în care trăim. Și anume, sigur că întotdeauna moneda reprezintă forța, statutul și importanța statului care o emite. Statele Unite ale Americii se prefigurează acum ca actorul principal, așa cum a și spus, cam în toate domeniile, și economic, și militar, și politic. Deci, supremația dolarului, pe părerea mea, nu se va încheia foarte rapid, mai ales în condițiile în care Europa are probleme foarte mari. Europa va intra probabil în o recesiune tehnică, deja este, este previzibil lucrul ăsta, nu reușește să facă o politică unică din punct de vedere energetic, iar teama mea cea mai mare este că Europa va intra într-o criză politică pentru că se dezvoltă aceste, aceste spații care gândesc și acționează altfel. Mă refer la alegerile din, din Italia, la alegerile din Bulgaria, acolo. adică la tot ceea ce face Ungaria, Polonia, Croația în ultimul timp, sunt lucruri care arată că este o criză pe care nu putem nega la nivelul Europei. Deci eu cred că dolarul va continua pe o perioadă în care nu pot să o stabilez ca oricum din punct de vedere economic destul de importantă să fie puternic și asta înseamnă că deocamdată jocul geopolitic a fost câștigat de Statele Unite ale Americii. Pe noi le va durea, ne va doare, ne va durea lucrul ăsta pentru că noi avem importuri mari pe care se plătesc în dolari Până la urmă, tot ceea ce înseamnă energie, materii prime și, în ultima perioadă, armamentul pe care îl cumpărăm cu valori destul de mari din buget, care vine tot în dolar, ne va afecta. Dar România este o țară care, până la urmă, acceptă toate jocurile, nu are niciun fel de politică proprie, dar trebuie să recunosc că în acest domeniu e greu să fie avut. Ea a intrat în siajul jocului monetar internațional și așa va merge. Să părțim ultimele 60 de secunde să vedem ce se întâmplă cu leul în tot acest context. Vreau să mai spun o, o chestiune ce face referire la la dolar. Statele Unite au avut o politică în ultimii ani de zile de a ține un dolar mai jos față de euro, fiindcă totuși și piața Statelor Unite se bazează foarte mult pe export. Și atunci americanilor le convine să fie mai competitiv la export, odată ce ai un dolar foarte ridicat în comparație cu euro, atunci și nivelul de export a Statelor Unite scade în mod automat. Deci cred că va fi o reglare și în funcție de interesul de export a Statelor Unite în această zonă. Un în ceea ce peste privește 5 euro, uh, un, 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 un euro peste 5 lei? Cred că depinde foarte mult de evoluția euro față de dolar. Dacă euro nu se întărește, leu va rămâne sub, sub 5 lei. Nu, deocamdată nu. leu nu va ajunge la, la 5. Banca face da. eforturi mari ca să țină așa. Este un efort care are și un efect psihologic, deocamdată nu. Mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile astea. Trecem la un subiect și vă invit să citiți pe M360.ro editorialul profesorului Coșa a devenit criza energiei agent electoral și punește aici de la exemplul din Italia, acolo unde Meloni și partidul său frații Italiei împreună cu alți aliați, iată, au câștigat alegerile, formează, au format deja guvernul părerile sunt împărțite. Vă întreb direct, cu tentă de explicație și cu rugămintea de a explica, a devenit criza energiei, într-adevăr, agent electoral, așa cum spuneți, și vom importa acest lucru aici, în România? Da, eu cred că da. Efectele acestei crize sunt resimțite de populație într-o manieră foarte dură. Populația din Europa Occidentală, care a trăit după război o perioadă de mare, mare bunăstare și progres, suportă greu restricțiile care ar trebui să le, să le impună. Țările care au fost comuniste înainte și-aduc aminte cu o nostalgie nu prea bine primită de ceea ce se întâmpla atunci, deci preocuparea pe energie va fi și în continuare importantă. Și aici important e altceva. Populația este nemulțumită de felul cum a acționat Uniunea Europeană în politica energetică, incapacitatea ei de a găsi niște, niște, niște soluții care să nu ducă la criza care acum este foarte, foarte greu de acceptat, teama de o iarnă care va veni și care va aduce din nou restricții de căldură, de întrebuințarea tot ceea ce înseamnă facilitățile electricității, va determina la populație o reacție. Asta în mod clar. Eu nu sunt partizanul ieșirii în stradă și a unor demonstrații care uh, au încercat să fie făcute și la noi, dar la vot se va vedea. Însă, uh, este și o lecție. Așa cum apare acum în presa italiană, se vorbește foarte mult despre faptul că energia a contribuit la o anumită orientare a populației, dar acum populația așteaptă și măsuri. Deci, numai lupta împotriva unui fapt la care nu vii și cu, și cu măsuri alternative, ar putea să mai atenueze această reacție. Noi avem în 2024, an electoral, până atunci problema care va fi în România importantă nu este numai energia. Prefigurez că va fi o problemă legată de pensii. Pensiile încep să fie problema cea mai grea și cea mai importantă de rezolvat pentru guvern, mai ales că face greșeli impardonabile, faptul că a ridicat stipendiile, veniturile primarilor și altor categorii în condițiile în care recunoaște clar că nu știe cu Când, cât va putea cum să și cu ridice, cât da, va indexa pe Că zile. nu știe. Faptul că recunoaște că nu știe arată că pur și simplu nu are o vedere asupra evoluției în următoarele luni, ceea ce, din punctul meu de vedere, descalifică un guvern. Energia, ca punct de start, ca rampă de lansare pentru un național populism tot mai răspândit în Europa? Cred că trebuie să puțin invers această temă, în sensul în care facturile uriașe la energie, așa, modul în care vom fi obligați să economisim, pe vremea lui Ceaușescu se închidea Lumina, acum o închidem noi singuri. Cred că, bă de altă parte, mișorarea coșului zilnic. Dacă vezi ce cumpărai nu trecut cu 100 de lei și ce cumpără astăzi, o să vezi că ai un sfert de pungă. Adică, sunt, sunt niște probleme reale cu care toți ne confruntăm, inclusiv eu, care am, să spunem, o situație mai bună. Mă duc la supermarket, fac un coș care era 150 de lei, acum e 300 de lei. Nu am luat nimic în plus, sunt aceleași produse. Un litru de lapte a ajuns să fie 10 lei. Adică, eu aici vorbesc când discutăm de energie. În tot procesul de producție avem nevoie de energie, fiind curent electric sau gaz, pentru a produce un produs finit. Acolo se cunoaște foarte mult creșterea prețurilor și atunci când vorbim de inflație, chiar dacă inflația astăzi în România este undeva în jurul 15% în mod oficial, ea neoficial se apropie de 20% din punctul meu de vedere și mai mare problema este că se apropie de 30%. De la sută atunci când discutăm de alimentele de bază. Bun. Aici este o problemă foarte mare. Deci, da, energia poate po să fie în sensul acesta. Adică de că nici nu vin cu soluții. Cu siguranță, Aici? dacă oamenii vor fi nevoiți să stingă lumina în propria casă, dacă vor avea facturi duble, dacă vor sta la 17 grade, dacă vor mânca gândaci, vor face duș în doi și așa mai departe, adică politicile acestea aberante care vin din partea no, în acest moment, evident. oamenii vor dori să vină cu un răspuns. Întrebarea este ce vor face acei lideri. De exemplu, ne spunea președinta Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, că Italia va fi pedepsită oarecum se vor tăia fonduri europene dacă se va alege la guvernare acest partid care a câștigat în coaliție alegerile. A doua zi, doamna Georgia Meloni a devenit foarte bună. De ce? Fiindcă a anunțat că va sprijini Ucraina, în timp ce domnul Orban al Ungariei a anunțat că Ungurii nu vor face frigul și el va continua să cumpere în euro gaz rusesc, împotriva indicațiilor Uniunii Europene. Deci, cine este mai extremist în cazul ăsta? Fiindcă s-a făcut un întreg tamtam -tam înainte de chestia asta. Deci, răspunsul este da și eu cred că se va întâmpla acest lucru sub această formă a sărăcirii populației. Un uh, progresism stângaci și de stânga, dus la uh, paroxism și care e tot mai. Uh, greșit trâmbițat de la de la Bruxelles, poate să instaureze o nouă epo epocă populist-naționalistă cu tente suveraniste, dar nu în sensul bun al cuvântului, în toată Europa. 20 de secunde fiecare. Da, se poate. Cred că este perioada cea mai, cea mai sensibilă pe care o parcă. La crize de leadership din punct de vedere politic și al existenței Uniunii Europene de, de când a apărut ea. Se poate întâmpla orice. Surprizele pot apare oriunde pentru că cam în mod general toate guvernele de Europei sunt destul de mediocre la ora actuală, nu oferă populației o garanție că vor fi protejate cu măsuri adevărate în criza care vine și care este de fapt prezentă. Foarte pe scurt, cred că nu mai putem să discutăm de alte ieșiri din Uniunea Europeană. Deci ideea de roexit sau Brexit nu va mai fi, dar într-adevăr cred că statele membre vor dori să aibă o altă politică centrală și vor trimite altfel de oameni la Bruxelles ca să se creeze o alt tip de politică, nu cea care este acum a globaliștilor Oarecum și neomarsiști. Rămânem la subiecte internaționale pentru că lucrurile se leagă și rămânem în zona asta energiei, foarte intens exploatată și de, și de Rusia, și de conflictul paralel care se desfășoară pe lângă cel deschis din, din, din Ucraina. Putin i-a spus foarte clar la ultima întâlnire lui Erdogan că Nord Stream a fost un act de terorism internațional. Aici ei se acuză reciproc vestul pe Putin, Putin acuză Occidentul și de asemenea, foarte curios, Rusia insistă acum că trebuie să participe la ancheta privind incidentele asupra gazoductelor nostri 1 și 2. Aici e o chestiune foarte, foarte ciudată care ne duce cu gândul și la posibila sabotare a conductelor de telecomunicații transatlantice, care sunt pe subatlantic. Da, e o chestiune pe care sunt curios cum, cum, o vedeți. Asta e o super controversă din punctul meu de vedere, care nu lasă foarte mult loc de interpretare, totuși. Recunosc că e foarte greu să o interpretez, dar mă, mă sperie într-o anumită măsură, pentru că este o altă evoluție a conflictului. Noi ne aflăm, de fapt, într-un al treilea război mondial, sub diferite forme, asta este o formă foarte clară de intervenția a cuiva pe care nu știm cine e și cum e cred că nici rușii și nici alții nu au, nu au sabotat, poate să intervină oricine altcineva, apar forțe care vor să se nominalizeze în acest, în acest moment unele sunt din Orient apropiat altele poate din Asia altele mai altele sunt din Asia Pacific deci e greu de spus, ceea ce cred eu că se va întâmpla, va crește interesul Rusiei pentru menținerea în a acestor conducte pentru că mai mult de un an, un an jumătate până la doi, Rusia nu va mai suporta acest embargo de export al gazului. Oricum, Rusia are, reconstrucția are... unui gazoduct va lua mult mai mult Sigur că, de da, atât. Dar mai e, mai e încă ceva. Rusia nu mai poate suporta pentru că ea trăiește din export de materii prime și energie, pierde foarte mult acum cu războiul. Epoca din ultimele luni în care a câștigat foarte mult, vânzând prin India, prin, prin, prin Se China, s-a cam încheiat. Deci, cred că Rusia e interesată să participe, pentru că interesul ei este să aibă până la urmă cum și în ce fel, de o anumită perioadă, după un an, doi, nu știu când, să reînceapă să aprovizioneze cu gaze Europa, care până la urmă rămână primul ei cumpărător. Cred că e controversa momentului, chiar dacă Siguranță. nu mai face titluri așa cum făcea acum câteva zile, dar cred că ne va dicta foarte mult viitorul. Sincer, cred că rușii știu să manipuleze foarte bine și știu să mintă foarte credibil, dar cred că nu au fost implicați în sabotarea conductelor Nord Stream. Asta este, așa simt eu. M-am uitat la o declarație a președintelui Statelor Unite, Joe Biden, care a zis că dacă va exista un război și Ucraina va fi invadată de către Rusia, va sări în aer Nord stream -ul. A spus-o în mod deliberat în urmă cu câteva luni de zile. Asta nu înseamnă că americanii sunt cei care au făcut acest lucru. Continuând sincer acest să cred, de șah, sin sincer chiar rușii ar fi putut să o facă arătând după aia că către Biden către care a spus... Uh, indiferent de cine a făcut-o, cred că a fost uh, un grup uh, oarecum sub egidă privată, cu susținerea unui stat. Dar încă nu știm lucrul ăsta. Uh, Dar putem scoate Europa da. din ecuație? Uh, Nici nu, măcar. nu, nu. Nu, în deci nu. Deci, noi eliminăm pe. Și mai este o chestiune. Nu plecăm din zona Asia Pacific, uh, nici din Orient, nici există din Europa, un nici interes, interes nici din Rusia. Există un interes uriaș a americanilor de a vinde gaz lichefiat în Europa, care este mult mai scump și dacă privim un pic din punct de vedere economic, dacă gazul lichefiat, de exemplu, era 10 lei în comparație cu gazul rusesc, care era 2 lei, nu aveai cum să le compari. Era o diferență de 5 ori. Dar acum gazul rusesc, scumpindu-se de 3-4 ori, ajungând la 7-8 lei și gazul Lichefiat american fiind tot la 10 lei, deja e diferență foarte mică și nu e așa, trebuie să lucrăm cu partenerul strategic care deja în acest moment construiește în Europa porturi speciale pentru descărcarea gazului Lichefiat. Deci Hai să este mai punem puțin gaz Lichefiat sau nu pe, pe, pe focul mocnit, acum mergând la următorul subiect, dar rămânând foarte aproape de fierbințeala războiului. Dimitri Medvedev să spune după cererea de aderare la NATO a Ucrainei, rog alianța să grăbească startul celui de-al treilea război mondial, asta în condițiile în care Polonia cere și ea prin vocea premierului Andrei Duda, subiectul rămâne deschis așadar, Polonia cere livrarea de arme nucleare pe teritoriul său, tocmai pentru asta. Hai să vedem cum introducem acum Uh, cele spuse de Medvedev și cele spuse de, de, de Duda peste un conflict care deja stă să răbufnească și mai mult. Conflictul ăsta uh, cu arme clasice tinde să arate foarte clar că Rusia nu are puterea să se prezinte cu argumentele pe care le-a prezentat până acum ca fiind o mare și invincibilă putere militară mi teamă că în aceste condiții va fi oricând posibil folosirea unui armament nuclear tactic. Mai ales că... Adică cel cu rază scurtă de acțiune. Cu rază scurtă de acțiune. Oricum e foarte periculos prin emanațiile pe care le, pe care le dă. Neavând altă posibilitate. Însă și aici am anumite dubii pentru că văd că Putin sau, mă rog, Federația Rusă preferă să facă mai mult spectacol acum decât, decât acțiuni foarte concrete. Toată povestea asta cu submarinul, cu torpila, cu toate lucrurile astea sunt niște lucruri care uh, vor să arate ce putere are și cum poate să manevreze lucrurile. E foarte mult un spectacol electoral intern, greșesc dacă spun asta. De... Aici un eu am spectacol avut, electoral am avut o speranță la începutul războiului care s-a topit cu timpul. Am crezut că noua generație de ruși care s-au obișnuit cu McDonald's și cu, cu vacanțe la Monte Carlo se va opune războiului. O parte s-a opus, dar marea populație rusească, care este încă foarte, foarte îndoctrinată cu mama Rusia și cu teritoriile rus rusești, îl sprijină încă pe Putin. A, -a În cunoștință de asta. cauză, totuși mi-e greu să cred că atât de mulți oameni pot fi manipulați într-o lume liberă, că totuși nu e acum, Corea, de Nord. Se pare că a fost o greșeală și cu mobilizarea asta, pentru că atunci a ajuns, rău a ajuns la cămașe, mamele, nevestre și-au dat seama că poate să fie în casa lor o tragedie, nu pe undeva în altă parte. Deci situația nu e foarte clară pentru Rusia dacă va câștiga sau nu această luptă cu armament clasic. Deci se poate întâmpla să facă Rusia așa ceva, dar riscă enorm. Riscă enorm. Acum, Ocaina, Polonia, NATO... ce face Polonia? Eu pun la categoria unui anumit, un anumit spectacol pe care Polonia îl face de mai mult timp. Ea vrea să se evidențieze ca o putere economică ca o putere europeană să aibă un statut special față de alții, face fel de fel de mișcări câteodată la limita să zicem, spectacolului să zicem, politic decât economic. Deci cerința asta nu va fi aprobată, nu are cum să fie aprobată. și Vă rămas referiți la alimentarea la, Poloniei da, cu arme nucleare sau da. la cererea Ucrainei de a intra în NATO? Nu la alimentarea Poloniei cu arme nucleare, cererea Ucrainei de a intra în NATO, mie mi se pare de, ne, de ne în seama. Pentru că în asta... momentul de față, da. În și cred că, față, cred că, da. nu, cred că da. nu, e luată din nu. punct de vedere nu. tactic cu adevărat în seamă, dar răspunsul este nu. unul diplomatic. Aici să desibire, este, vă rog, de riscul este de înghețare pe, anumite pe perioadă a conflictului ăsta care nu se va, nu se va termina, dar... Contată și poziția României aici. Adică lipsa de poziție a României. Mai pierdem NATO? oportunități. Ucraina nu are nicio șansă să intre în NATO. NATO nu-și extinde granițele, mai ales când este vorba de o țară care se află în plin la război. Deci asta nu intră în niciun fel de discuție. De aici a și plecat strategia NATO de la început. Nu vor să intre conflict soldați americani cu soldați ruși. Fiindcă asta, într-adevăr, poate să ducă la un război, nu mondial, foarte multă lume se grăbește să spună că începe al treilea război mondial. Mai a dacă... început deja. Nu, n-a început. Din punctul meu de vedere este un conflict local deocamdată. Se încearcă tot felul de alianțe, dar nu uitați o chestiune. A doua cea mai mare economie din lume, care va deveni în 2-3 ani prima economie și este vorba aici de China, care este Oarecum cum cel mai apropiat aliat al Moscovei în acest moment, dar care se dezice, dar care ușor, de cam dezice de Moscova și ține cont de sancțiunile din partea statelor unite care ar putea să vină. Pe care nu și le ar permite pe sau care, pe care nu vrea să și pe le, care le permită... nu și le permite și cred că statele unite vor să arate și ce s-ar putea întâmpla dacă China va invada taiwan în acest moment. Cred că se gândește foarte bine la ceea ce se întâmplă Deci din punctul ăsta de vedere, fără China în joc, nu poate să înceapă un război mondial cu adevărat mondial Chiar dacă Putin, într-un moment de disperare sau își va pierde cumpătul Va apela la o, la o armă nucleară, la o bombă atomică tactică Care are o rază de acțiune de câteva zeci de kilometri mă, mă rog, de distrugere probabil de un kilometru, doi kilometri Uh, nici în acel moment nu cred că va începe un război mondial. Deci, sunt câteva faze până la începerea unui război mondial. În acel, în acel moment putem să vedem o reacție foarte dură a NATO și au și anunțat scufundarea flotei ruse din uh, Marea Neagră și recucerirea instantă a teritoriilor pierdute de către Ucraina. Dacă Acum, nu ajungem la un conflict în, în care se dau bombe nucleare de ambele părți, nu a început cel al treilea război mondial. Asta este părerea mea și chiar cunosc foarte bine istorie și a primului război și al doilea război Un mondial. subiect probabil pentru o altă ediție ar fi uh, în armarea Ucrainei. Sigur că există foarte puține alternative în momentul în care o țară, din punct de vedere al mobilizării de masă, a fost foarte bine în armata Ucraina lăbită? până în acest da, moment. Dar... Foarte bine. Uite, foarte controversat moment, pentru că la un moment dat acolo ai o populație greu de controlat, în armată până în dinți, de o manieră total necontrolată și știm exact care au fost problemele înainte. De asemenea, de aia spun o decizie controversată, pentru că e lipsită M de alternativă. la Afganistan, cumva? E lipsită la celebrii racheti cu care, dar oricum. La Afganistan, pentru... cumva? Nu știu, zic și eu. Ideea e că la momentul respectiv nu existau alternative, nu există nici acum, decât... Continuarea. Dar e probabil pentru altă discuție. Rămânem în, în, într-o sferă internațională pentru că vreau să vorbim despre toamna iraniană, un lucru care pe mine numit de unii experți toamna iraniană. Bilanțul după peste 20 de, de zile de, de, de protest, avem peste 900 de răniți, sunt peste 160 de, de, de morți, se strigă moarte dictatorului, populația... Pare că s-a uh, săturat de tiranul care conduce Iranul din 1989, dar acolo se întâmplă uh, niște lucruri greu de interpretat, uh, probabil deloc uh, de ignorat intervenții străine, ca de fiecare dată în Orientul Mijlociu, uh, în Orientul apropiat. Cred că situația în Iran este una foarte, foarte complicată. Uh, Am mă sperie foarte mult. 1979 -19. a fost celebra revoluție islamică prin care dintr-un... Uh, stat la nivel de partener strategic a Statelor Unite a devenit peste noapte unul dintre cei mai mari dușmani a Statelor Unite și a Occidentului în general. Avem parte de mai bine de 30 și se fac aproape 40 de ani de o cultură, chiar peste 40 de ani, de o cultură un ca și mod de trai un islamism dus la extremă. Și cred că astăzi totuși trăim într-o eră tehnologică și deschisă, și foarte mulți dintre ei au acces la internet. Văd ceea ce se întâmplă în lumea occidentală, văd cum se comportă oamenii, văd câte libertate de exprimare există pe TikTok, pe Facebook și așa mai departe. Și lucrul ăsta a generat o scânteie în clipa asta. Discutăm de proteste, care mare parte a protestațarilor sunt femei tinere până în 30 de ani. Deci aici este cel mai mare pericol. Și el a pornit de la uh, acea uh, domnișoară tânără care a fost arestată de Poliția Integrității, că nu și-a purtat bine acea bazma cu care se acoperă capul, conform Coranului, nu și-a acoperit tot capul și-a acoperit doar jumătate. Și pentru că asta, a fost arestată și omorâtă cu bătaia. Și lucrul ăsta a generat un protest uriaș la nivel mondial. Deci, nu sunt proteste doar în Iran și în țară, sunt proteste peste tot în lume. Speculate acum mai departe. Eu cred pentru că nu se mai. Au mai, fost, au mai fost și în 2019 o tentativă de răsturnare a regimului, și prin anii 2000 a mai fost una, care au fost răpuse prin agresiuni și prin moarte violentă. Cred că în momentul ăsta. Nu vor reuși. Știu că dau un pronostic pe care foarte mulți îl cred aproape imposibil, dar cred că se apropie cu pași repezi regimul de la Teheran și o spun în sensul în de care final. nu cred că este o intervenție a forțelor străine, cred că pur și simplu este o revoltă socială fără precedent în Iran. Și ca impact pe, pe zonă, ca impact regional și apoi ca impact geopolitic. Mi este foarte greu să spun că Iranul era astăzi probabil una dintre țările mari mari care aveau încă o dictatură islamică de acest gen. Cu siguranță vor rămâne cu această religie dar probabil că va exista și o relație o liberalizare. cu Moscova. Au o relație destul de strânsă cu Moscova în clipa asta și orice ar fi cred că nu se va schimba acest lucru adică nu trebuie să privim revoluția această internă ca o modificare imediată a relațiilor. Referitor la Statele Unite sau Israel sau alte părți. Vă rog. O destabilizare a Iranului politică prinde bine unora. Eu cred că există intervenție străină foarte bine pusă la punct care a decresat această mișcare care va destabiliza până la urmă puterea actuală, pentru că iranul a devenit o forță economică și militară în zonă. Este, este un concurent, este un pericol pentru anumite state, pentru Israel în primul rând. Iranul avansează foarte mult în tehnologia nucleară, deși a avut niște insuccese mari. Un militar are mari succese, construiește și uh, are o, o industrie militară bine pusă la punct. În, uh, Într-o anumită perioadă și nu știu cât apropiată va fi, Iranul poate să devină un pericol în acea zonă pentru țări care azi au interes ca să există o anumită liniște, mai ales în situația în care Iranul este un mare producător de energie. Deci eu nu o exclud intervenția unor forțe străine, lucrul acesta se practică în primăvarile arabe și în altă parte s-a știut că așa va fi. Mă întreb de ce n-ar fi și aici, pentru că prea multă lume iese deodată pentru un motiv care altădată n-a creat asemenea probleme. Să ne amintim că acum câțiva ani o femeie a fost omorâtă cu pietre în Iran și nu s-au întâmplat lucrurile de genul ăsta. Deci probabil că există. Din punctul meu de vedere, aici e un joc geopolitic important. Dacă vrei o scurtă completare, dacă nu trec la urmă. Iranul este un stat foarte periculos pentru Occident, nu de azi, de ieri, de 20 de ani. Reprezintă o amenințare foarte serioasă. Este un stat care are ambiții nucleare în sensul în care vrea să dezvolte o bombă nucleară pe care să poată să securizeze regimul cum face Kim Jong-un cu Nord Corea. Nu le-a ieșit până acum, fiindcă atât Statele Unite cât și Israel au intervenit la timp și i-au sabotat aceste proiecte. Sincer să fiu, poate există o intervenție, dar nu cred că asta a generat. Nu intervenția străină a generat ceea ce vedem astăzi, mai degrabă accesul la tehnologie și modul de manipulare străină a tehnologiei și a ceea ce văd utilizatorii de TikTok, de Facebook, de Instagram și așa mai departe. Vă propun al șaptelea subiect de maxim interes pentru cei care ne urmăresc și, stând de vorbă, foarte multă lume se, întâmplă, se, 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 se întreabă dincolo de ceea ce facem noi aici în România sau de ceea ce se întâmplă aici în România, foarte multă lume se întreabă, de fapt, dacă criza asta pe care noi o putem influența prea puțin. Va veni din afară. Și plec de la celebrul Rubini. Rubini nu are cum să se înșele de obicei dacă punem reflectorul pe el, pentru că el asta spune tot timpul și din când în când o mai și nimerește. El și pe timp de pace vorbește despre război și pe timp de creștere economică anunță o criză. La un moment dat lucrurile se mai potrivesc. În schimb, de data asta mă tem, eu nefiind fanul lui, din perspectiva prognozelor pe care le face, de data asta mă tem că s-ar putea să aibă dreptate. Și vine cu o amenințare foarte clară, creșterea dobânzilor, pentru că și fed crește dobânzile, transformă această criză care a venit pe fondul inflației și pe fondul covid într-o criză apropiată de cea din 2008, care a fost una a creditelor. Până acum nu suntem într-o criză a creditelor. În schimb, pentru combaterea inflației, aceste dobânzi care cresc ar putea să ducă companii în default, adică în imposibilitatea de plată, dar și gospodăriile despre care vorbeați și dumneavoastră referitor la falimentul personal, domnule profesor. Apropo de controverse, suntem sau nu suntem de acord cu Rubinii care spune urmează ce a fost și în 2008, doar că mult mai rău de data asta? E o posibilitate. E o posibilitate ca să existe un blocaj la nivel general. Blocaj prin intrarea unei mase importante de credite în incapacitate de plată. Nu cred că este o chestiune de foarte apropiată epocă. Există încă posibilități importante și ale Fedului și ale băncii europene de a manevra în acest domeniu. Problema se pune cu acuitate pentru țări care nu au capacitatea de a gestiona datoria publică. Și aici mă refer și la România. Noi discutăm cu foarte multă lejerețe despre, despre faptul Că doar aproape 50% din datorie publică, Italia are o peste 100%, Grecia nu știu cât, Las că e bine așa. Nu, e foarte mare. trebuie să ne comparăm atunci la alte capitole, dacă ne comparăm exact. asta. Păi de la part. productivitate, la... Păi Pe de altă parte, la... nouă, ne lipsește instrumentul principal de ieșire dintr-o astfel de situație, adică dintr-o eventuală incapacitate de plată, de care eu am vorbit că ar fi posibil în România în viitoarele luni pentru că noi plătim foarte mult, foarte mult pentru a datoriei, plătim foarte mult datorită deficitului balanței comerciale, ne împrumutăm la credite cu dobânzi foarte mari, care nu mai pot fi susținute într-o perioadă viitoare, iar economia României, având o structură total depășită și neajutată prin politici fiscale, măcar dacă nu de altă natură, nu va putea să alimenteze bugetul în măsura în care să preîntâmpine nevoia de împrumut. Deci se poate întâmpla. Nu lips, ne lipsește însă garanția. Garanția este prezența în euro, în zona euro. Dacă aceste țări, Italia, Grecia și altele, au datorii mai mari decât noi, ele pot să se liniștească pentru că Banca Europeană nu va permite niciodată ca o verigă a lanțului euro să cadă. Deci va fi ajutat așa cum a fost ajutată și Grecia. Pe noi nu ne va ajuta nimeni. Iar partea așa mai dureroasă este că în ultimii doi ani noi am pierdut uh, argumente care le aveam pentru trecerea mai rapidă la euro. Suntem singura țară din zonă care pierdem argumentele, altele câștigă. Pe exemplu Bulgaria. Vreau să, vreau să trecem uh, acum uh, mai departe, dar rămânem în zona uh, lui Rubinii pentru că îl adaug și pe Michael Burry în ecuație. Cel care a prezis și căderea, foarte bine speculând la bursă, cel care a prezis cu precizie căderea din, 2000, din 2008. Are cam aceleași argumente ca și Rubini, Ilan. Vorbește despre aceeași criză a datoriilor, pe de-o parte private, la nivelul companiilor și la nivelul gospodărilor, dar și cele suverane. Iar președintele Băncii Mondiale vorbește de asemenea despre o criză, da, care în Europa, cel puțin, ar putea să aibă niște cor atât de mari încât să se resimte la nivel global, pornind de la dependența de energia din Rusia, de la inflație, de la problemele de producție, de la moștenirile pe lanțul logistic și productiv preluate din pandemie și așa mai departe. Păstrăm așadar tema unei crize globale similare cu 2008, cu un efect devastator sigur și la noi dacă ajungem acolo și nu reușim să o evităm. Suntem deja într-o criză. Mie mi-este foarte clar, în clipa în care văd ceea ce se întâmplă în acest moment, în clipa în care vedem facturile, în clipa în care am spus, vedem cum se mișorează coșul de alimente pe care poți să-l cumperi pentru aceeași sumă pe care o cheltuia anul trecut, în clipa în care vezi uh, modul în care ni se comunică, modul în care suntem pregătiți, mie mi-este foarte, foarte clar, inclusiv prin această măsură de impunere venită de la Uniunea Europeană de mișorarea consumului cu cel puțin 10%. Păi, Toată economia europeană se bazează în principal pe, pe consum de energie electrică, fie curent, fie gaz, fie, fie el chiar carburant. În momentul în care automat îți impui o, o scădere a consumului, asta înseamnă în mod direct o scădere a productivității. Nu ai cum să produci la fel de mult consumul mai puțin. Încă nu suntem acolo. Uh, în ne acest apropiem moment, moment 2008-2009, nu, e o nu neapărat. Pe care oamenii în, vor în clipa o știe. asta, cu siguranță ne apropiem de o recesiune în Europa, care probabil e o chestiune de câteva luni până când, tehnic, Europa o să fie în recesiune. Nu, Poate mai, oculim, și nu, mai, deci, nu mai avem nu. cum să o evităm în momentul ăsta. O recesiune, din punctul meu de vedere, este sigură. Mai departe, vreau să vorbesc puțin de situația României. Nici în 2008, nici astăzi, România nu a fost în situația Statelor Unite sau a altor state foarte dezvoltate. Încă avem un grad de îndatorare destul de mic raportat la nivelul de încasări a populației și raportat la numărul de locuitori în comparație cu Statele Unite. Este foarte clar că odată cu creșterea dobânzilor, oamenilor le vor fie foarte greu să mai plătească acele rate, dar avantajul nostru este că nu avem atât de mulți oameni îndatorați în comparație cu alte economii. Deci din punctul meu de vedere, în România nu putem să asistăm nici acum după aproape 15 ani la situația la care am asistat în, în Statele Unite. Și în continuare, chiar cu aceste dobânzi foarte mari, cred că oamenii vor prefera să facă alt tip de economie. De azi spun că o recesiune este sigură, fiindcă evident vei consuma mai puțin, vei circula mai puțin, dar îți vei plăti rata la casă, în primul rând, că nu vrei să ajungi pe stradă. Cu alte cuvinte, o paralelă directă cu 2008, da sau nu, pentru că oamenii își caută repere în ceva cunoscut, temându-se de incertitudinea necunoscutului. Nu, eu nu, nu fac nicio paralelă. Mi se pare că e o criză total diferită. Ea poate să ajungă și acolo. Dar deocamdată încă nu. Adaptarea asta pe care unii o prezintă ca fiind salvarea României, adaptarea populației seculară, Zic, unii la tot ceea ce este rău ne va duce la o supraviețuire. O chestiune cu care nu sunt deloc de acord, pentru că dacă ne adaptăm singuri la crize, nu știu de ce mai avem nevoie de guvern și de altceva. Dar ceea ce mi se pare important este deja o schimbare importantă care a apărut în consumul populației. Consumul a crescut. Este un element care apare întotdeauna în preapariția unei crize mari. Dar dacă ne uităm în structura consumului e foarte grav. A crescut consumul de alimente și utilități. Vă mulțumesc, vă mulțumesc. Suntem foarte stricți cu timpul. Aceasta a fost prima ediție Controverse 360 aici în studiul nostru. Am reușit totuși să parcurgem 8 dintre cele mai fierbinți subiecte ale momentului, explicându-le, uitându-ne la perspective și la controverse, încercând să extragem cele mai importante concluzii. Ilan Laufer, Mircea Coșa, Mulțumesc foarte mult pentru că ați fost la EM360 pe curând!